Numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în registru electoral la începutul lunii septembrie este de 18.277.435, cu 1.150 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă, AEP, pe această temă în data de 4 august 2015, când numărul alegătorilor înscriși era de 18.276.285. La nivelul municipiului Giurgiu sunt 59.152 de alegători. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că numărul cetățenilor înscriși în registrul electoral a crescut. Potrivit acestora, diferențele dintre numărul celor înregistrați în august și cei din septembrie apare ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia. Potrivit legii numărul 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente, registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizarea datelor de identificare cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliu sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari prin dispoziție conform legii. Potrivit informațiilor, la nivelul municipiului Giurgiu sunt 59.152 de cetățeni înscriși în registrul electoral, dintre care femei 31.251 și 27.901 bărbați. La Bulintin Vale, 10.369 de cetățeni înscriși în registrul electoral, dintre care 5.343 de femei și 5.026 de bărbați, în timp ce la Mihăilești sunt 6.075 de cetățeni înscriși în registrul electoral, dintre care 3.176 sunt femei și 2.899 sunt bărbați.